Neața, cui place viața, bine v-am regăsit în turnul de control al muzicii românești, Music Chat. Astăzi, pe cea mai înaltă culme a capitalei, nu singur, ci cu HiQ. De fapt, noua formulă HiQ. Bună dimineața, cui place viața, bine ați venit. Încep cu Florin, acest stăpân al internetului, să-i spun așa. El nu are nevoie de Twitter pentru că el deja te urmărește. Parcă era o chestie la un moment dat. Ca precum Chuck Norris, știi? Al Twitter-ului. Vă rog frumos, v-am chemat aici pentru că vreau să fac cunoștință în această dimineață cu fetele. Vă rog să le introduceți. Fericitule. Bună, mă numesc Vicky. Vicky, bună dimineața și... Georgiana. Georgiana, care au fost rezultatele campaniei Bună dimineața, te succes? Iată-le! Iată-le! Te-am înconjurat cu rezultatele campaniei, să știi. Da, rezultate frumoase, dar în studio cum se comportă după primele săptămâni? În primul rând sunt două voci foarte bune, că ne întreabă toată lumea. Două voci foarte bune, prima melodie, Eyes of You, cumva demonstrează așa un demo al celor două voci care au intrat în HiQ și lumea a fost plăcut impresionată de ele. Știu că și ție îți place. Asta a fost părerea producătorului muzical, dar părerea lui Mihai care este? Eu am o părere. El este mai critic așa. Fete. Da, normal, începuturile sunt frumoase, știi? Deocamdată avem așa un val de entuziasm din care eu sper să ne hrănim foarte mult timp de acum înainte. Și deocamdată fetele sunt, fac față așa destul de lejer programului destul de încărcat al nostru și urmează să se acomodeze din ce în ce mai mult la stilul de luptă. Le-ați dus la concerte, le-ați spus la cărea de boxe, de case-uri? Nu, la cărea de boxe nu, dar programul este destul de strâns. Săptămâna trecută am avut în fiecare zi câte ceva, ba, emisiune, registrare în studio sau concert sau petrecere, săptămâna asta la fel. Fetelor, spuneți-mi cum e practic să faci pasul ăsta important din, să zicem, anonimat spre succes, într-o săptămână așa, într-un timp foarte scurt. Păi este foarte frumos, ne distrăm, nu știu, total, ne-am schimbat viața. Asta este. Ați visat vreodată că veți ajunge aici să cântați cu unul dintre veteranii muzicii românești? Nu, n-am visat, dar ne-am dorit. Hai și vreau încă un răspuns de aici. Eu am visat, sincer, chiar am visat, adică pentru asta m-am născut eu, ca să cânt cu HiQ. Cu ce vă jucați voi înainte de a cânta în HiQ? Studentă. Studentă și... Eu și lucrez, sunt și studentă, în curând licențiată, Doamne ajută. Deci vă rog să o menajați, da? Ei bine, nu. După Eyes of You ce urmează? Am înțeles că urmează și un cântec mai lent, un cântec de dragoste. Mai avem două single-uri pe țeavă, cum se zice. E o baladă și o melodie compusă de George Hora, pe care o vom cânta împreună cu Camelia Hora, yo, ia. Și așa e și gluma. Camelia, ia, HiQ, you. Și cum se numește efectul ăsta? Sunt foarte curios, au apărut tot felul de specificații pe internet. Camelia. Dacă te referi la efectul pe care l-am folosit la Eyes of You și pe care l-a folosit și Camelia pe unele piese cu Puia, este un voice box cu tune pe care îl folosește George Hora, pe care îl folosește și mulți alții în Statele Unite și pe care l-am folosit și noi la strofa de la Eyes of You, odată în viață. Nu o să mai folosim, dar odată am zis să-l folosim și noi. Dar ce v-a determinat să spuneți că odată în viață l-ați folosit, Mihai? Au fost, cum au fost reacțiile? Următoarele piese nu e. Și e simplu. Că eu știu deja următoarele piese și sigur nu sunt cu efectul ăla. Și mai încolo am trăit și am vedea, dar probabil că va fi la anul următoarea poveste muzicală. După începutul ăsta așa în focuri, urmează și o vacanță? Le dați fetelor o vacanță de vară sau... Da, în ianuarie. Nu vor vacanță? Trebuie am început. Rău. Ianuarie avem vacanță. Am înțeles. Ianuarie, februarie la schi, știu, Austria. Uh-huh. Da. Povestiți-mi dacă mai credeți în mitul lansării unui album în noua formulă. O să mai încercați sau o să mergeți strict pe digital și... Și atât. Mă tot gândesc la treaba asta, sincer să fiu, pentru că practic albumul nu este produsul nostru în primă instanță, ci al casei de discuri. Casele de discuri au politici diferite. În ceea ce ne privește, noi întotdeauna am optat să lansăm și câte un album, pentru că fanii trupei HiQ, cei care iubesc muzica HiQ, s-au născut acum ceva ani și suportul, totuși acest suport foarte fizic și concret al CD-ului comportă o anume implicare din partea celui care ascultă muzică. Eu cred că sunt în continuare oameni care vor cumpăra CD-uri cu HiQ. Mă tem că nu cu sutele de mii cum cumpărau acum 7-8 ani. Voi sunteți omniprezenți pe internet, pe Twitter, pe Facebook. Cum vă ajută
prezența asta pe internet, la promovarea pieselor? Mai nou și fetele sunt foarte... Adică ele erau oricum pe Facebook, dar acum, iată, suntem de două ori mai mulți pe Facebook. Ținem foarte aproape de cei care sunt interesați de muzica noastră, de videoclipuri, de apariții la TV. Nu mai trebuie să sunăm pe mama și pe tata și pe prieteni, scriem pe Facebook, pe Twitter și gata. Este asta o metodă bună de a aduce single-ul cel nou în casele fanilor? Da, dacă lumea este pe internet, suntem și noi acolo și cred eu că este mai simplu și mai direct. Le dorim fetelor mult, mult succes, aveți grijă de ele și vă așteptăm cu noul clip în noua formulă. Mulțumim, fetelor! V-am pupat! Pa, pa!